Domnule primar, bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua și bine ați revenit. Noi am revenit la asta în comună și aparent și dumneavoastră ați revenit în comună după o vizită la București împreună cu mai mulți primari din zona județului Neamț. Dacă nu e un secret, ne puteți spune despre ce anume s-a vorbit acolo? Da, nu este niciun secret. Am avut o vizită la București la invitația domnului deputat Leoianu și a domnului senator Țapu Eugen. Am mers cu probleme, cum se spune, din familie, din comună, să vedem stadiul proiectelor care le-am depus sau care le vom depune, să știm unde să batem la ușă. Am avut întâlniri chiar și în Parlamentul României cu domnul președinte Ludovic Orban, apoi de acolo am plecat la toate ministerele care credem noi că am putea să obținem niște finanțări la proiectele care comuna le dorește și să dezvoltăm comuna să fie cât mai frumoasă. E clar că am luat-o de la Parlament și am mers la toate instituțiile acolo, între la Ministerul Dezvoltării, la fondurile europene, la Compania Națională de Investiții. Domnul deputat Leoreanu a fost și cu domnul senator Țapă, a fost ca un fel de ghizi turiștici pentru investiții. Un fel de ghizi pentru că noi, practic, nu știam exact la ce ușă să batem și să cerem și informații. La toate instituțiile ne-au primit cu drag, dar e adevărat, am fost 8 primari din zona metropolitană. Probabil că urmează să mai meargă și ceilalți primari care să informeze, ca să nu ne prindă, să spun eu, pe nepregătite atunci când se vor face lansările. Pentru că la momentul ăsta se pregătesc pentru a finanța toate ministerele care de acolo de unde va trebui să absorbim noi banii. Cred că mai durează un pic, știu, o lună și jumătate până când vor fi finanțate aceste ministere, dar noi să avem informația corectă unde să le depunem și să nu pierdem timp și să ajungem la București să spunem că, știi, mai trebuie o hârtie sau mai trebuie un document, un aviz sau un SF. Dar în viitorul apropiat sau foarte apropiat aveți deja anumite ministere unde ați înțeles că trebuie să mergeți? Tocmai de asta ne-am dus, pentru că noi tot timpul auzim de CNI, auzim de Ministerul Dezvoltării și să știm exact unde trebuie să depunem aceste proiecte și care minister le va finanța, va fi eligibil să ne financeze. Să nu greșim și să mergem prin București, să ne plimbăm nu știm unde. De asta ne-am dus, ca să ne pregătim dinainte, că atunci când va fi lansarea lor, să știm, aici trebuie să duc proiectul ăsta, aici trebuie să duc proiectul ăsta. Nu o să mergem cu 100 de proiecte, că e clar, au să fie atâția bani, da, trebuie să fim și conștienți, dar cred că două proiecte, un proiect două să fie eligibil. Spuneți-mi, rog, că tot suntem la... Vine de acum primăvara, sper că am scăpat de vremea asta urâtă și poate... Să sperăm! Trebuie să începeți cumva și lucrări pe care le-ați propus de anul trecut în comună sau care au rămas cu anumite codițe neterminate, e posibil, există? Aveți așa ceva cu codițe? Da, avem acel proiect care cred că l-am discutat, dacă nu cumva anul trecut, înainte de alegeri, despre covorul asfaltic pe drumul județean, ce traversează comuna Tămășeni de la intrare până la ieșire. Exact, că spuneați că l-aveți în plan pe la un moment dat a fost prea târziu, a fost rece, n-am vrut să risc pentru că această lucrare care va fi executată, vreau să fie pentru foarte mulți ani, să fie o lucrare făcută ca, adică garantată. Deci, acum când a venit bugetul local, va trece prin ședință, imediat după ce va fi ședința de Consiliu, ne vom apuca de lucrări. Proiectul este câștigat de anul trecut, am făcut amânarea lui până în primăvară ca să facem o lucrare sănătoasă, așteptăm să se încălzească și să punem și acei bănuți acolo și va fi prima lucrare făcută. Apoi urmează și celelalte care toți le așteptăm. Dar cu drumul ăsta care traversează comuna e o chestie urgentă, e cum ar veni prioritatea numărul 1. Da, după cum ați văzut și dumneavoastră, este fermat, adică să-l cârpești, nu mai ai ce să cârpești de el, că îl cârpești de apă. Deci prioritatea numărul 1 și va fi prima lucrare executată. Și printre alte lucrări, mai puteți să-mi ziceți vreo două? Printre alte lucrări va fi executat dar tot după ședință, că va fi supus Consiliul Local, un teren de sport sintetic în Tămășeni, în curtea școlii, să beneficieze și elevii și toată comunitatea. Va fi făcut un teren doar pentru fotbal, nu ca cel de la Jden, să fie și fotbal și pentru tenis, pentru că e un pic dur și nu prea se poate juca neapărat fotbal pe el. E prea dur, e prea tare. Dar sunt și copii care fac antrenamente prin oraș la tenis și atunci de-aia am și făcut lucrul ăsta.
Mai sunt multe lucrări micuțe care cred că după buget, după ce va trece de buget și le vom aprova prin Consiliul Local, vă aștept să vă le enumer pe toate. Așa, ca să le spun înainte, n-are sens, pentru că va trebui să intre în dezbatere publică, vom avea întâlnire consilierii, vedem ce punem la punct și da, ne vom da tot interesul ca această comună în următorii ani să fie un exemplu și să fie frumoasă. În mod de tot ce pot eu să fac cât mai multe. Domnule primar, noi vă urăm mult succes și pe anul acesta. Mulțumesc frumos. Și ne vedem data viitoare. Cu drag.